V-am găsit la mulți ani și vouă tuturor celor din echipă și, bineînțeles, telespectatorilor. Să dea Dumnezeu să avem un an plin de succes, un an plin de bucurii, fericiri și să ni se îndeplinească toate obiectivele. Doamne ajută la toată lumea după suflet. Ai venit cu ceva, ai venit cu un tablou? Da, stai să-ți arăt. Cred că merită niște explicații, nu? Sau? Acesta, uite-l pun aici așa. Așa. Acesta este vision board-ul meu pe 2018. Așa, deci cred ca că să nu te mai întreb de rezoluții, tu ai venit da, cu desenul. Exact, și mi-am pus aici tot ce mi-aș dori eu să se îndeplinească în viața mea pe anul ăsta și adică tot ce mi-am propus să fac. Păi uite, scrie aici, sunt pregătită să fiu mămică. Păi cum? Momentan sunt pregătită și sufletește, mental, mai așteptăm copilul. Păi și cum ți-ai dat seama? Că sunt pregătită? Da. Păi pur și simplu, simți în interiorul tău, plus că e o următoare etapă firească din viață. Deja discut de chestia asta despre de un an și ceva, doi, și e cazul să trec și la fapte, nu? La ce procesul tehnologic ai? Exact, da. Uite, trebuie să-ți faci un storyboard ăsta. Anul ăsta vreau să fiu un yoga teacher, vreau să fac un workshop, vreau să celebrez feminitatea. Uite, sunt puternică, sunt unică, am succes nelimitat, incontestabil, absolut, și așa mai departe. Te ajută chestia asta? Adică în momentul în care îți pui... Să știi că mă ajută, pentru că am agățat-o undeva pe perete în bucătărie, unde îmi petrec fiecare dimineață bând cafeaua, și atunci faptul că vizualizezi și vezi foarte des lucrurile astea pe care ți le propui, pur și simplu nu uiți de ele și dacă îți faci singur o astfel de planșă, muncești un pic la ea. Autosugestie, nu? Practic. Exact, exact, exact. Pentru că practic nu uiți ce ți-ai propus. Bine, la începutul anului. Bine, ție ți chestiile astea, că sunt unii de spun, sunt cel mai bun, sunt nemaipomeniți, nu știu ce, și ei săracii. Da. Să știi că nu mi iese întotdeauna tot ce mi-am propus, dar anul ăsta chiar vreau să fiu mai organizată și totuși să-mi aduc aminte ce am de făcut cât mai des posibil. Ești o tip organizată? Ești cu planuri? Ești cu... De obicei îmi fac planuri, dar nu foarte detaliate, pentru că de multe ori socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg, dar normal că la începutul fiecărui an îmi stabilesc ce vreau să obțin anul ăsta, ce îmi propun să, și cum să mai evoluez. Și deja mi-am făcut listele cu ce cursuri trebuie să fac anul acesta, ce diplome voi mai obține, ce obiective. Ce faci primul lucru dimineața când te trezești? Primul lucru dimineața? Da. Mi-am propus. După ce deschizi televizorul pe neața, ce faci? Mi-am propus și să știi că m-am ținut de obiceiul ăsta când mă duc la baie și mă spăl pe față și pe dinți. Îmi amintesc tot timpul de 7 lucruri pentru care să fiu recunoscătoare, 7 lucruri pentru care să mă sărbătoresc pe mine, să mă celebrez pe mine. Și 7 lucruri pentru care să mă iert. Este un exercițiu asta foarte șapte bun. 7 lucruri pentru care să mă iert găsesc, dar 7 motive pentru care să mă celebrez pe mine niciodată. Păi să știi că asta e greșeala, pentru că uităm să facem lucrul ăsta, chiar și pentru lucruri mărunte, dar merită să ne sărbătorim și pe noi înșine din când în când și, bineînțeles, de câte ori avem vreun succes. Ai o, așa, o frază cheie care te călăuzește? Ești pe genul ăsta dimineața, Flavia salută soarele sau ceva de genul ăsta? Nu pot să zic că am fraza anume. Motoul meu din ultimii ani a fost: găsește un scop pe care să-l slujești și apoi scopul te va sluji pe tine. Pentru că am muncit ca să-mi găsesc, nu știu, vocația în această viață. Știi, misiunea. Și ți-ai găsit-o? Ceva. Păi mi-am cam găsit-o, da. Care ar fi aceea sau e genul de nu se spune? Nu are nicio legătură. Chiar va fi o nouă carieră pentru mine. Tot ce ține de dezvoltare personală și cursuri bazate pe cursuri experiențiale bazate pe, nu știu, educație emoțională și tot felul de alte lucruri minunate. E un domeniu pe care eu l-am descoperit câțiva ani, pentru care mă pregătesc de câțiva ani și probabil că în 2018 mai mult ca sigur că va exista și primul meu workshop. Iată, scrie și pe panou. Da, 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 da. Partea muzicală, cât și zona asta pe care Silvia o stăpânește din ce în ce mai bine, toate acestea pot fi găsite pe pagina ei de Facebook sau pe Instagram. Și chiar doresc ca cei care mai au și ei vision board-uri poate să-mi trimită și mie poze cu opera lor de artă și, nu știu, să facem un schimb așa de impresii pe pagina mea, Silvia. Vă aștept pe toți acolo. Acolo găsiți mai multe informații. Îți mulțumim tare mult că ne-ai fost alături la... Mulțumesc și eu și la mulți ani. Încă o dată să aveți un sezon minunat și audiențe maxime. Mulțumim.